Salut și bine ați revenit la un nou video. Tocmai făcusem un video de 10 minute și nu l-am salvat. Asta e, se mai întâmplă. Și hai să începem din nou. Ce putem să vorbim? Despre aventura mea în America de 11 ani de zile. Cum am zis, aici stilul de viață depinde de cum ți-l plănuiești. Asta depinde de obiceiurile tale zilnice, de mindset-ul tău, de viziunea ta care vrei să o îndeplinești. Și contează foarte mult mediul înconjurător, cu cine te înconjori, pentru că asta te influențează foarte mult. Și la început de drum, când te simți vulnerabil și nu știi pe unde să o apuci, e foarte ușor să fii manipulat, influențat cu decizii greșite. Gen, hai să mergem la o petrecere, hai să ne îmbătăm, hai să ne facem de cap. Și tu știi că nu ești bine, că nu ești preparat, pentru că tu la început trebuie să ai grijă de tine. Trebuie să fii în control de deciziile tale și să nu lași emoțiile să-ți joace un rol împotriva deciziilor tale. Poate că unii dintre voi nici nu poate să distingă, să diferențieze ce e bun, ce e rău. Gândește-te la timpul care îl oferi la un job. Că la un moment dat trebuie să supraviețuiești într-o țară străină, să lucrezi, să știi, să ai un acoperiș, să mănânci, să dormi pe ceva. Și tu îți dai seama, poate că nu îți dai seama cât sacrificii oferi din timpul tău personal ca să-ți acoperi basic-uri. Ei, și între timp, la un moment dat te trezești la realitate și zici, băi, trec anii și vreau să fac ceva mai bun. Ceva să-mi garantizeze pe viitor un retirement, o pensie. Păi ce faci când nu mai ai aceeași forță, aceeași energie? Trebuie să te gândești la un plan. Pentru că nu poți să trăiești în fiecare zi ca și cum ar fi ultima zi din viața ta. La un moment dat o să ai o familie, poate mulți dintre voi au deja o familie și trebuie să gândească la copii, la partenerul respectiv. Atunci trebuie să fii mai altruist și trebuie să gândești la alți oameni. În fine, eu am greșit mult, am făcut niște belele, am dat în cap la oameni, că am profitat de oameni. Asta nu, nici de cum. Din prima zi aici în America, am făcut tot posibilul să mă ofer eu minimul. Dar cum mă simțeam eu așa, cum cu dor de casă, homesick, că vreau să mă distrez și eu, vreau să ating adrenalina aia, știi? Și mixez cu alcool, cu ieșiri, cu lipsă de somn, atunci nu o să ajungi bine, nu o să fii sănătos. Acum, cea mai bună investiție, cea mai valoroasă chestie e sănătatea. Deci tu când ajungi la o vârstă, o să plătești chitanța, după o să plătești nota de plată prin toate acțiunile care le-ai făcut de-a lungul anilor din viața ta. Și atunci ce ai făcut, omule? Păi înveți de la oamenii care au greșit, care au înțelepciune și poți să obții ceva de valoare, ceva util care poți să-l aplici. E multă informație. Acum suntem într-o epocă unde informația e accesibilă oriunde, în special pe rețelele de socializare, pe YouTube și așa mai departe. Te costă ceva timp să te uiți, știi? După aceea trebuie să analizezi. Critical thinking. Și atunci zici, băi, chiar m-am săturat să fiu zmeu, să-mi pierd eu timpul și cu ceva care nu e de folos. Atunci hai să schimb eu placa, schimb acazul. Ce fac? Primul rând, trebuie să îndeplinesc vorba, decizia mea. Băi, mâine mă trezesc la 8 și 10, îmi pun alarmă. Odată ce sună alarma, nu dai snooze, trezești, get up. Take a shower. Bun. Faci ceea ce ți-ai propus. Asta e ideea. Asta e antrenamentul zilnic. Am zis că mi-am propus că să merg la sală în fiecare zi. În cazul meu, mie îmi place să merg la sală. E o pasiune. Pe lângă faptul că e o disciplină. Și mă uit în oglindă. Băi, check myself. Nu că aș fi un crezut dacă fac biceps la sală, mă cred smart 2, o gangster. Nu. E o chestie mentală. Îmi antrenez și mintea, cerebrul ăsta. Să ia decizii corecte, să nu mă las influențat de emoțiile interioare. Vorbim de emoții, de sentimente,
când intri într-o relație, când mergi la un date, mulți, inclusiv eu ce am făcut eu greșit, e că mă vindeam cu ceva, cum aș zice, nou utopic. Deci tu te vinzi cea mai bună versiune a ta, știi? Tu zici că faci asta, că dregi asta și că o să faci asta. Și fata respectivă, mie îmi plac femeile, dar când eram eu singur, înțelegi, mergeam la date-uri și datings și ziceam că eu sunt ăsta, ăsta, Tarzan number one, zic și eu așa. Și tu îi vinzi un proiect și femeia, dacă crede în tine, vede în proiectul respectiv și dacă nu îți îndeplinești promisiunea, atunci intră într-un conflict. Vede că nu ești de palabre și că atunci rămâne, na, rămâne pe ducă, termină într-un breakup, divorce și așa mai departe. Te costă, înțelegi? Prin experiențele astea puteți să le eviți dacă aveai un exemplu bun lângă tine să-ți arate cum să intri într-o relație corectă și onestă. Nu că aș fi fost dishonest, dar contează foarte mult să cunoști persoana respectivă dacă ești dispus să locuiești cu persoana aia pe lungă durată. Și atunci trebuie să vezi toate background-ul. Cum faci un background check? Vezi ce obiceiuri are, cum îi merge mintea, cum se supără, cum ale alea. Și asta e viceversa, înțelegi? De compatibilitate. Nu numai că îți vin ormonii și vezi o gagică bună, hot, și vrei să o bagi în pat și după aia o vendeam noi. Nu, nu mai merge așa. Adică nu mai merge. Nu, niciodată n-a mers așa ceva. Asta e ceva temporal. Și ce faci? Faci o gagică reală și pe aia mergi acasă, ai sufletul gol și mai puțin bani în buzunar. Ce ai făcut? Ce ai pus să... Cu asta poți să te mândrești? No, man. Asta nu e ceva să fii mândru sau să fii alfa. Mă înțelegi? O să fii ca un lider. Trebuie să gândești, să fii gândurile tale și deciziile tale aliniate cu un scop pozitiv, corect, onest, etic, legal, moral. Nu e ceva legat de religie, e ceva care crezi tu că e corect. Poate că mulți dintre voi nu ar putea distinge ce e corect, bun sau rău. Ia un exemplu, durerea. Și crezi că ți-ar părea bine să plângi sau să vezi să ai voștri să plângă după tine ce ai făcut tu cu viața ta? Nu! Dar, în primul rând, trebuie să ai grijă de tine. Fizic, mental și spiritual. Adică trebuie să te conectezi și cu lumea exterioară, cu cum îi spunem, cu universul. Eu cred în Dumnezeu, voi puteți să credeți în altceva, știi, Allah, Buddha și mai departe. Aici nu judec, dar eu, gândindu-mi la subconștient, că eu trebuie să fac ceva continuu și trebuie să-ți antrenezi subconștientul. Conștientul e ceva prezent, dar acolo ai o grămadă de gânduri împrăștiate. Ceea ce faci tu în fiecare zi, faci cu tot ce faci în viață. Trebuie să ai o disciplină. Și nu mă refer că gimnastică, sală și așa mai departe. Fiecare are un criteriu de a se vede așa de încredere, se vadă așa cu mândrie. Pentru că e important să te simți bine tu însuți, știi? Eu îmi place să am six-pack, să mă simt bine, să mă simt activ, să mă simt energetic, știi? Să am confidence of myself. Și de atunci, ca un lider, ca un om de succes, atât timp cât faci totul corect, să fii cu pozitivitate, cum îi zic eu, să arăți disciplina, tu ulterior atragi lumea să vină spre tine cu ceea ce faci și ceea ce ai făcut. Nu ce să vinzi tu povești că o să faci, că nu știu ce, că să o dregi. Aici e mai mult așa ca un scam. Și acum se termină video, sper că ăsta se salvează video. Sper că acest mesaj a fost un mesaj ok. Și nu uitați să lăsați un coment, frate, că vreau să mai discut niște topicuri, dar dacă voi menționați mai specific, o să mă lansez mai mult pe chestia aia. Și so far so good. Bless America.